Salutare tuturor, eu sunt Vlad și bine v-am găsit la un episod de Minecraft 1 vs 1 sau PvP, ceva pe aici. Astăzi aș vrea să discut despre o chestie, cred că am mai discutat și în alte episoade, dar în fine, o să vedeți voi despre ce este vorba. Dar înainte să începem așa subiectul, v-aș ruga să apăsați butonul de like dacă susțineți seria de PvP sau na, într-un fel și comentariul ăsta. Da, na, îl punem la PvP. Și dacă vreți episoade în continuare cu PvP, Survival Games, chestii de astea, Minecraft, ok, știți foarte bine, mă motivează, etc. Haideți să începem comentariul. Păi, în primul rând, probabil ați observat unii dintre voi, cei care mă aveți pe Skype, că dacă mi-ați scris ceva, nu v-am mai răspuns. Ei bine, nu v-am mai răspuns deoarece... Știți foarte bine, bănuiesc că știți, în clasa 8 am foarte multă treabă, meditații, teme și nebunii, teste și toate chestiile astea. Și n-am avut timp să răspund și în continuare nu prea o să am, dar o să încerc să mai răspund așa la câteva de pe Skype. Sau o să încerc de fapt nu la câteva, să răspund la toate, că na, mai bine să răspund la toate ca să nu se supere cineva dacă nu răspund. O să încerc să răspund din când în când. Pe Skype, să mai au așa câte 50 de mesaje pe zi, că am 300 de mesaje și vă dați seama, mi-e greu să răspund. Plus că n-am timp, chiar n-am timp, abia am timp să postez, ați văzut că nu pun în fiecare zi, nu mai pot să mai pun în fiecare zi. Dar asta este, anul ăsta e mai greu, abia aștept să treacă și după o să pun, poate pe vremea asta, anul viitor, o să pun 2 videouri pe zi. Și chiar așa va fi. Și, da, tu faci block eating, că tu ești maker. Bine, și eu fac blocking, da, da. În fine, asta e chestia, am putut să răspund. Și vine, frate, un copil, adică, na, un abonat, ce-o fi. Zice, Vlad, era youtuberul meu preferat. Doamne, cine putea să fie youtuberul meu preferat? Ce om de căcat, cică. Nu răspunde pe Skype, are fițe. Bă, eu am văzut că nu știu cine mie mi-a răspuns, nu știu care youtuber pe Skype și are 20.000 de abonați. Bă, și el îmi răspunde pe Skype. Bă, nu mă interesează, probabil youtuberul ăla e clasa 9, a 10, a 11, n-are niciun stres. Bine, dacă e a 12 ar trebui să aibă ceva stres. Eu știu care youtuber, dar nu dau nume. Și e a, cred că a 10 sau ceva gen. Și e român. Și nu mă interesează dacă a răspuns, el nu presupun că nu are atâta treabă. Deși are, o avea și el teme, dar nu atâtea. Sau, na. Deci dacă nu știți, poate nu știți, poate sunteți clasa 4 sau... Nu știu, poate sunteți clasa 5-a și nu știți încă. Dar în clasa 8-a e un examen. Și între a 12-a probabil știți cu toții că au dat mari youtuberi din România, Bacu. Anul ăsta. Și sunt astea două examene. Capacitatea, adică na, examenul de evaluare națională din clasa 8-a, de fapt după clasa 8-a. La terminare de gimnaziu. Și examenul maturității, bacalaureatul, în clasa 12. Și eu sunt la primul examen, adică la ăsta de evaluare națională. Și, na, e mult mai greu, nu că, mamă, mă pregătesc de acum și, nu numai asta, dar și la școală se dau foarte multe chestii, deoarece profesorii încearcă să ne pregătească pentru examen. Și e mult mai greu, ăsta e adevărul. Și de aia zic că vreau să scap de anul ăsta, după va fi totul mai chill în clasa a 9. Și de aia zic, dacă unul poate să răspundă, mie nu-mi pasă, fiindcă ăla poate n-are ce treabă am eu. Sau de exemplu, dacă eu răspund pe YouTube, de exemplu sunt youtuberi care nu răspund nici măcar pe YouTube, ori că au prea mulți abonați, sau frate, au și 5.000 de abonați și nu răspund la niciun comentariu pe YouTube. Știi? Și sunt întrebări, bă, ce textură ai? Bă, nu știu ce, eu mai răspund și pe YouTube și pe Steam răspund. Pe Skype mai puțin, fiindcă sunt foarte multe, plus că e mult spam și... în fine, haideți să vă zic pe YouTube, după vă mai spun de ce nu răspund pe Skype. Și sunt unii de 5-6.000 de abonați și români care nu răspund, de fapt români, dacă nu mă interesează străinii, care nu răspund la întrebări. Și nu mă refer la întrebări, că nici eu nu răspund la întrebările ceva gen, bă, hai că vă zic în comentarii, uitați textura care e Winter Pack, etc, cu Aqui Pack. Și după mă întreabă unul, bă, care e textura? Păi frate, dacă te interesează, uite-te la video. Că poate țic în video, știi? Dar sunt întrebări gen, nu știu, întrebări că, bă, nu știu, ce componente ai sau
și nu le ai în descriere sau n-ai zis niciodată ce componente ai. Poate interesează pe om sau ce mouse aibă sau... De exemplu, faci un review sau un unboxing la un mouse și ai uitat să pui și în descriere și ai uitat să și zici cât costă. Și atunci întreabă cineva, bă, dar cât a costat mouse-ul ăsta? Și tu nu-i răspunzi că n-ai chef. Bă, nu-i judec nici măcar pe ea, deși ar trebui să, na, să aibă bunul simț să răspundă. Că poate și ea, mamă, cine știe, au și ei 17-18 ani să te angajați la 3 McDonald's-uri sau și 2 KFC-uri. În fine, de-aia zic, nu trebuie să judecați așa dacă nu știți... Nu știți ce probleme sau ce treburi are omul ăla în viață, nu trebuie să ziceți, bă, că de ce nu răspunzi, să luați, să-l judecați și chestii din astea. Asta mi se pare destul de ciudat și nu e un lucru ok. Da, ia uite și ce fac. Na, ping-ul meu de 300 de mii, de miliarde. Shit, m-am bătut cu 9 inimi. Și la final o să dau un PVP, fiindcă o să se găsească lumea. Na, deci ăsta a fost comentariul, dacă nu răspund pe Skype, nu vă supărați, v-am spus. Nu înseamnă că mi-am luat arfe, că sunt arogant, că sunt fițos, că eu știu ce. Că mama, am 1000 de abonați. Nici măcar nu m-am uitat la toate comentariile, dar sigur mai e vreun canceros ăsta care spune că am 1000 de abonați și că mi-am luat un cap sau ceva de genul. Fără să... Adică, na, comentează necunoștință de cauză, dar nu mă interesează. Hai că o să dau și eu PVP-ul ăsta mai serios, asta am vrut să vă spun. Oricum eu nu iau în considerare, dacă vreți să vă uitați și dacă mă înțelegeți că mi-e mai greu și mie și încerc să mă țin și de YouTube. Și, na, e destul de greu totuși să mă țin, dar eu totuși încerc și sper să fac de ceva. Dacă mă înțelegeți este ok, dacă nu e tot ok, abonați-vă oricum. Adică nu mă deranjează, nu vreau să zic că, mamă, și asta sună sincer puțin arogant, că abonați-vă oricum, că mamă ce... Nu, că da, chiar vin abonații. Dacă se dezabonează azi unul, că din năzare lui se dezaboneze, că l-am omorât și n-am făcut screenshot cu el, na, asta e, se dezaboneze. Nu mă interesează atât de mult. Plus că, de fapt, m-ar interesa, m-aș simți așa vinovat dacă ar fi o chestie unde să zic, bă, hai că am fost nesimțit, că puteam să fac asta sau puteam să fac asta și n-am făcut-o, că am fost nesimțit sau că n-am avut eu chef, deși nu... Mă deranja cu nimic dacă făceam, nu-mi lua timp, nu știu ce, știi? Așa zic, da, mă simt puțin vinovat, bă, hai că puteam să fac și asta și poate am făcut pe omul respectiv să se simtă prost sau ceva de genul. Da, așa, dacă n-am nicio... adică n-am niciun fel de... cum să zic? N-am niciun fel de vină, că nu venea cuvântul că mă și concentrez. Oricum mai dau un PVP după ăsta, că vreau să-l joc serios, chiar dacă îl câștig pe ăsta. Și, da, cam asta e treaba. Apropo, mâine vreau să fac azi vreau să fac un live stream, bine, filmez joi și vedeți vineri videoul, nu știu pe la ce oră, cred că este așa, de ce, dacă aș ieși probabil de la 5 la școală, că ieși cu programul de iarnă și nebunii, și aș ieși la 5, poate pe la 7 fac un live stream, îl ținem până seara târziu, cât vreți, nu știu, vedem. Deci țineți minte, un live stream s-ar putea să apară, uitați-vă și voi pe la 6:30-7, mai verificați canalul meu de YouTube, mai verificați acolo feed-ul, și vedeți, poate primiți notificare pe telefon, eu știu, vă uitați și voi, s-ar putea să fac un live stream, atâta vă zic, s-ar putea, deși e cam 80% sigur. Ok, cam atât a fost, eu acum o să joc PvP-ul ăsta fără să vorbesc prea mult, fiindcă vreau să câștig, ca să vă arăt că nu-s praf, că o să zică lumea că-s praf. Ok, gata, ne concentrăm. Hai, tu spargi blocul acolo, că n-ai problemă. Stai, mă, băiatul, ești nervos. Bă, stai la colț, mă, m-a enervat cum m-a lăsat într-o inimă și a fost așa, nu știu. Mai dau unul, ultimul ăsta, chiar că e ultimul. Facem așa un 360. Ok, hai că-l batem pe ăsta easy. Bă, că băiatul nu e low oricum acum. Ia stai că e low. Mamă ce alargă el. Holy fuck, ți-am pus și foc cu 8,5. În fine. Ok, cam atât a fost. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați de like, comment, share și subscribe. Și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa. Nu uitați să verificați pentru live stream.